Mă numesc Gabriela Chesaru și am venit să vorbim în seara asta despre femei. Sigur că fiind foarte multe femei în sală, neașteptat de multe pentru o întâlnire cu tema asta, pentru mine neașteptat de multe, dovadă că am și eu o atitudine sexistă, o să spuneți, vorbim despre femei. Cum noi nu știm despre femei? Același lucru și din bărbat. Asta cum nu ne pricepem? Noi nu ne pricepem la femei? Nu. În timp ce mă pregăteam pentru această prezentare, am realizat că eu tot parcursul meu profesional am lucrat cu, pentru și despre femei. Începând de la fabrică de confecții, de la atelier de modă, câțiva anișori în publicitatea și mai mare și mai mică, numai pe conturi pentru femei. Apoi, în momentul ăsta, dețin, mă rog, un magazin online pentru copii, deci pentru femei. Dar cea mai valoroasă experiență în economia comunicării cu femeile a fost faptul că vreo 4 ani am fost moderator pe un forum pentru părinți, deci pentru femei. Ocazie cu care am avut șansa să văd femeile în acțiune. Nu în orice acțiune, ci în acțiunea de comunicare. Spuneam mai devreme că Ana mi-a ridicat la fileu pentru că prima chestie pe care o fac femeile online comunică. Acum să nu credeți că eu am venit așa numai să vorbim vorbe, să știți că m-am documentat, m-am dus la benzinărie și m-am uitat prin toate revistele Glossy pentru femei. Nu numai că femeile comunică, ele au și o obsesie a comunicării. De aici citit. Nu se mulțumesc să comunice între ele. Acum le-a venit ideea să comunice și cu bărbați. Din când în când se trezește câte una care îl abordează pe dumnealui exact cu acest text. Iubitule, noi nu comunicăm. Ce înseamnă asta din punctul de vedere a unei femei? Eu vorbesc și tu mă asculți. Problema este că în online, eu vorbesc și tu mă asculți, suntem la mare, mare distanță. Trăind într-o lume a bărbaților, cum spunea Diana, mulți dintre comunicatorii online sunt bărbați. Și sunt puși în poziția de a comunica chiar și cu femeile. Și aici apare dificultatea. Paranteză, să știți că abia acum am învățat cum se schimbă slide-urile la o prezentare PowerPoint, eu fiind complet non-tehnică. Bun. Și acum, care este problema bărbaților atunci când trebuie să comunice cu femei? Femeile vorbesc prea mult. Asta știe toată lumea. De ce vorbesc femeile mult? Acum câțiva ani am auzit una din celebrele știri cu un grup de cercetători britanici care spunea așa: s-a dovedit științific că centrul comunicării, centrul vorbirii în creierul femeilor este mult mai dezvoltat, în timp ce la bărbați este dezvoltat centrul rațiunii, al logicii. Dacă prima parte mi-a plăcut la nebunie, a doua, mai puțin. Așadar, femeile vorbesc mai mult pentru că pot. De data asta, un studiu și mai credibil, făcut de niște lingviști, a arătat că femeile au un bagaj verbal mult mai bogat. Femeile se exprimă mult mai colorat. Femeile dau argumente mai adânci, detalii surprinzătoare. Și ajungem la cum vorbesc femeile. Acum,
femeile, chiar dacă au centrul gândirii mai dezvoltat, nu se mulțumesc doar cu atât. Femeile nu comunică numai verbal, ele comunică în toate felurile posibile. De la limbajul gestual, non-gestual. După cum vedeți, eu acum vorbesc foarte mult și cu mâinile. Una singură, că cealaltă e ocupată. Mi-ar fi trebuit ca să gesticulez. De ce? Ce poate să spună chestia asta? Odată că fiind în fața unor persoane pe care nu le-am văzut în viața mea și care sunt preocupate de alte chestii decât mine, am un complex de a nu fi suficient de explicită. Și atunci simt nevoia să explic în toate felurile posibile. Cum mai vorbesc femeile, orice face o femeie conține și un mesaj. Dacă își schimbă brusc culoarea ojei de la unghiile, de la picioare, asta este un mesaj. Domnilor, ar trebui să începeți să le faceți complimente, dar schimbă din roz în roșu. E un mesaj. Totul este un mesaj. Inconștient. Nimeni, nu, oricât de dezvoltat ar fi de centrul comunicării, nimeni nu poate să conștientizeze că în permanență comunică. E, despre ce vorbesc femeile? Despre orice. Femeile au mai multe niveluri ale comunicării. Primul nivel ar fi conversația. Un alt nivel este discuția, care e un pic mai mult. Un alt nivel este dialog. Dar cea mai pură și severă formă de comunicare a unei femei este disputa. Atunci spune tot ce are de spus. Într-o dispută, femeia aruncă în comunicare tot ce are de spus. Indiferent că este o dispută constructivă, o dispută de idei, sau o ceartă ca la ușa cotului. Acum, înțelegeți că femeile sunt niște ființe foarte complexe. Construcția mentală a unei femei, și vorbesc aici de femeia obișnuită, femeia oarecare, cea mai oarecare, este construită pe detalii, da? Femeile de foarte multe ori le scapă întregul în favoarea detaliilor. Multe, multe, multe. Detalii, detalii, detalii. Cineva se uită la mine și îmi spune te pierzi în detalii, este soțul meu. Da? Bun. Femeile, pentru că sunt dotate natural să comunice, accidental sau deliberat, ies mai ușor din cutie. Femeilor le este mai simplu să gândească out of the box. Acum, ele mai au o caracteristică. Le place să adune. Cămara oricărei femei este plină de o grămadă de chestii inutile. Nu mai vorbim de genți. În geanta unei femei încap toate nebuniile pământului. Și atunci există un contrast între această ușurință de a ieși dintr-o cutie și nevoia de a înghesui tot într-o geantă. Să nu credeți că numai bărbații au prejudecăți. Și femeile au o grămadă de prejudecăți. Una dintre ele este că toți bărbații sunt la fel. Atunci când se schimbă un pic locurile și un comunicator femeie este în postura de a vorbi unui bărbat, ea are așa un moment de revanșă. A, ești la mâna mea. Eu vorbesc și tu mă asculți, deci acum taci și ascultă. Ea
se revanșează oarecum pe acest model matriarhal, da? Tâlcul casei, stăpânul telecomenzii, facem așa ca așa zic eu, ce știi tu, dragă? Da? Și atunci apare această reacție de eu vorbesc și tu asculți. Altă prejudecată a femeilor este că fiecare bărbat are și o latură feminină. Ba mai mult, multe se străduiesc să scoată latura feminină la suprafață. Ia să o vedem și noi, da? Acum, o altă prejudecată e aceea că toți bărbații sunt misogini. Este într-o oarecare măsură adevărat, cam câți la sută, în procente? Câți bărbați sunt misogini? Câți? Procentual. 5%? Mai mult. Cât? Nu, cât sunt misogini în capul lor? 20. 90? Bun. Ei, o să vă spun că toți bărbații sunt misogini. Pe bun. Să luăm cazul următor. Vedeți pe stradă o femeie tânără, încă tânără să spunem, la volanul unei mașini extrem de scumpe. Câți dintre bărbați vor presupune că respectiva femeie... Nu mai trebuie să continui. La sută? La sută? Eu vorbesc și tu mă ascult, da? Câți vor presupune că respectiva femeie este top manager sau femeie de afacere de succes? Presupunând că vor fi câțiva plini de bunăvoință care îi vor acorda acest credit. Bă, e pe banii ei. Problema este, cum a ajuns ea top manager? Cum a ajuns ea femeie de afaceri de succes? Și totuși, sunt banii ei? Acum ajungem cumva în mijlocul prezentării, în miezul prezentării. Spuneam că femeilor le-a venit așa un ifos cu comunicarea cu bărbați. Am explicat deja că trebuie să vorbim, înseamnă eu vorbesc și tu mă asculți, punct. Mai au femeile o chestie extraordinară. Când e omul mai în zenul lui, vine Dumnezeu și îl întreabă la ce te gândești. Invariabil răspunsul e la nimic. E cum să nu te gândești la nimic? Te gândești tu la ceva. Dar dacă nu îmi spui, înseamnă că te gândești la ceva ce nu poți să-mi spui. Vezi că nu comunicăm? Există... Deci pentru mine, marea mirare este că noi totuși reușim să comunicăm atâta timp cât avem subiecte comune, cum ar fi copii. Odată ce devin părinți, cel puțin în perioada copilăriei mici, bărbații și femeile vorbesc aproape în mod egal despre copilul lor, dar cât e de minunat, cât e de mumu. Pa, vorbesc și unul cu altul. Chiar și cu copiii adolescenți, da? Da? Când clientul Dianei avea o fată adolescentă care nu putea dormi de muzica maneliștilor din Spania, a simțit că e momentul să vorbească despre asta cu o femeie. Este un subiect comun. Nu știu la cu cauciucuri. Bun. Și acum ne apropiem cât de cât de tema acestei întâlniri. Ce cumpără femeile și de ce? Și am pus cumpără între ghilimele nu întâmplător. A cumpăra nu înseamnă a cumpăra un produs. Eu aș vrea să-i vând unei femei o idee, un articol de pe blog. Vreau să devină follower meu fidel să mă urmeze peste tot. Vreau să devină fanul paginii mele. Deci, în momentul în care
eu sunt în postura de emitent, cineva trebuie să primească toată chestia asta. Da? Asta înseamnă că cineva cumpără ce dau eu. Acum, cum cumpără femeile? Ana v-a explicat pe bază de statistici și de rezultate. Hai să vorbim mai întâi cum cumpără bărbații, că scăpăm ușor. Când un bărbat își cumpără o pereche de pantofi, el își cumpără... O nevoie, își satisface o nevoie. Își cumpără... Ce își cumpără? Adidas. O pereche de pantofi. Deci, mi-am lămurit, da? Eu nu. De ce? El... Bărbatul are un raționament simplu. Să știți că bărbații sunt extrem de simpli. Raționamentul lui este, am nevoie de o pereche de pantofi. Ok. Procesul de cumpărare este intrat, văzut, probat, plătit, plecat. Și s-o lungim. Mai mult, acest proces extrem de simplu îi aduce unui bărbat satisfacție de două ori. Odată că a scăpat repede și odată că și-a luat pantofii. Are el vreo emoție? Bun. Femeile, în schimb, cumpără bazat pe emoții. Deci, dacă nu mă emoționează, nu cumpăr. Dacă articolul tău nu-mi stoarce o lacrimă, nu-l cumpăr. Dacă nu-mi spune ceva, nu-l cumpăr. Punct. Apropo de nevoia de detalii, cam cât durează până își cumpără o femeie o pereche de pantofi? Vreo 2 săptămâni până face turul tuturor magazinelor posibile, vreo 2 zile până probează 30 de perechi de pantofi, mai așteaptă o zi până e liberă prietena ei ca să meargă împreună să-i arate pantofii. Și la un moment dat cumpără. Veți spune că durează foarte mult până când femeia obține satisfacția. Greșit. Satisfacția femeii începe din momentul în care ia magazinele la picior căutând perechea de pantofi. De-aia, numai femeile fac shopping. Bărbații fac cumpărături. Cum se relaționează personajele noastre în raport cu un grup. Grup restrâns, grup extins. N-are nicio importanță. Nevoia de a aparține unui grup, de comunicare, mă scuzați, face ca toți să dorim să fim one of them. Să aparținem unui grup. Lucrurile se schimbă atunci când facem diferențierile după sex. Bărbații tind să fie number one of them. Ei, dacă eu sunt one of them și nu sunt number one, degeaba sunt mai bine stau singur. Femeile, în schimb, nu vor să fie number one. Ele vor să fie the one. Spuneam că m-am documentat răsfoind revistele Glossy. Una dintre ele se cheamă The One, alta se cheamă Unica. N-am auzit de revistă pentru bărbați unicul. Ar fi chiar pe nimeni. Oricum, niciun bărbat nu e sigur că e unic. Și revenim puțin la comunicare, ce vor femei? Ce așteaptă ele să li se spună? Deci vorbește cu mine. Ideal ar fi ca această cerință să fie adresată unei femei. Are mult mai multe șanse să găsească și răspuns. Chiar cineva să vorbească cu ea. O altă chestie este minte-mă frumos.
dacă veți face un sondaj întrebând ce apreciază cel mai mult femeile într-o comunicare, este sinceritatea. Ei, fii tu sincer și spune unei femei, te-ai îngrășat. Nu mai știu. Adevărul s-ar putea să nu fie chiar ceea ce așteptăm. Da, așteptăm să fim mințite frumos. Pentru cine n-a citit De ce iubim femeile și n-are chef de un diabet și nu suportă dulcegăriile prea mult, recomand numai ultimul capitol, care este așa un rezumat și un credo de ce iubim femeile. Eu vă spun eu, este o înșiruire incredibilă de clișee, de gogoțe, de minciunele, de complimente gratuite. De ce este această carte bestseller? Pentru că femeile vor să creadă chestia asta. Ele chiar au nevoie să li se spună că, bă, da, e ok să-ți lași bulendrele înșirate prin toată casa. Sunt mișto, danteluță. Într-o comunicare, femeilor trebuie să li se lasă impresia că sunt tratate ca egal, mai ales de către bărbați. Și de asta am spus eu, dreptul femeii este egal cu dreptul bărbatului. E, ce credeți? În timp ce aranjam slide-urile astea, nu eu le aranjam, că nu mă pricep, soțul meu îmi spune, și de ce ai pus pantoful stâng? E o chestie care mi-a scăpat. Dar ideea asta este, femeile vor să fie tratate ca egal, dar nu totdeauna. Deci nu mă pune tu pe mine să car geamantanele, da? Nu mă pune să schimb roțile. Deci, egalitatea e așa, oarecum. E, și acum ajungem noi la SEO-PP. Cât costă femeie? Mult. Foarte mult. Spunea Ana că rata de click atunci când faci o campanie este extraordinară. Mă, spune-le femeilor ceva. Gata. S-a rezolvat. Aici, până aici sunt de acord. De ce nu sunt de acord cu Ana? Că ea a dat așa o explicație foarte tehnică. Adevărul adevărat este că femeile dau click pentru că sunt curioase. Ele ar de nerăbdare să vadă ce e dincolo de click. Ia. Asta înseamnă, bineînțeles, pentru că sigur că sunt unele care dau click pentru că ar vrea să găsească ceva, dar marea majoritate sunt doar curioase. Și atunci o campanie PPC pentru femei nu este totdeauna cea mai bună idee. Sau nu cea mai ieftină. Și de departe nu cea mai ieftină. Vedem? O altă problemă a comunicării și a PPC-ului este sedusă și abandonată. Ok, mi-ai trezit interesul, am dat click și ce găsesc? Mai nimic? M-ai lăsat așa? Acum fac o paranteză. Am vrut să vorbesc despre comunicare pentru că, dincolo de aspectele tehnice, cuvintele cheie, SEO, tot ce se întâmplă în domeniul vostru, este de fapt comunicare. Dacă nu există comunicare, dacă acestea sunt niște cuvinte goale, ele nu au niciun efect. Ele au efect atâta timp cât spun ceva, cât comunică. Tocmai de aceea, atunci când spui ceva, spune pe bune. Și de aici este... Spune pe bune era și la radio, nu era spune pe bune. Ții minte? La Sprite, da? Deci tot Coca-Cola, nu? Au fost folosit, sloganul a fost folosit de mai multe ori. Bun. Și acum, dacă am înțeles noi cam cum comunică ele femeile, trei fraze de agățat femei.
din punctul de vedere al unui comunicator online. Dar nu vă faceți iluzii că nu rezolvați problema. Te-am așteptat, mă bucur că ești aici. Ce înseamnă? Site-ul meu, pagina mea, blogul meu, sunt pregătite să te primească. Am făcut curat, am pus zdrângănele pe pereți, am pus poze foarte bune, am un mesaj foarte bun, te-am așteptat. Unei femei îi place foarte tare chestia asta. Îi place la modul personal să simtă că ea este diwan, că ea este cea pe care ai așteptat-o pe indiferent ce online. Da? O altă frază foarte bună este: vorbește cu mine, te ascult, te înțeleg. Atunci când eram întrebată, la copilul dumneavoastră, ce ați folosit? Asta îmi dădea mie certitudinea că femeia de la capătul celălalt, de la telefonul celălalt, chiar are încredere, chiar știe că vorbește cu o persoană reală, care mai mult decât atât o ascultă și o înțelege. Ultima frază de agățat este: o să te respect și mâine dimineață. Orice tip de comunicare pentru o femeie este premiza sau începutul unei relații. Fie ea comunicare unul la unul, fie ea comunicare online. Atâta timp cât tu îi oferi unei femei iluzia unei premize, unei posibile relații și după aceea ai lăsat o baltă, ea nu devine indiferentă. Ea este un inamic redutabil. Un scurt exemplu. Citeam acum o vreme un blog foarte interesant. Chiar foarte interesant și foarte bine scris. La un moment dat am pus o întrebare, jur, pe tema articolului. Și nu mi s-a răspuns. Din momentul respectiv, nu am mai vizitat acel blog. Nu era al tău. E, și cam despre asta a fost vorba. Vă mulțumesc tare mult! Mulțumesc.